În primul rând vreau să te felicit pentru Săivan. Bă, de-a dreptul, lucru foarte fain aici. Deci aici au scos Daniel în jur de vreo 25 de mieluțe. Toate de prăsâlă, cum se zice, de ținut. Dacă e cineva interesat, vreau să scot și pe asta. Da? Ție, tată. După cum puteți observa, numai ciobănești românești de Bucovina. Da, păi n-are ce. Fetița. Fain. Două fetițe, nu, și cum o reșit din niuri, mă reșit treabă. Vă salut, dragi prieteni. Astăzi mă aflu la bunul meu prieten Daniel Iovănescu aici la Săivanul lui, în localitatea Ostrov, județul Hunedoara. Iar pentru astăzi o să ne prezinte puțin frumoasa lui fermă de oi țurcane, breze, băle și bucălăi. Daniel, te salut. Salut. Mulțumesc pentru primire. Bine ai venit aici la maternitate. Aici ăștia micuții. Deci asta e seria mai mică între ei. Da. Ăștia sunt cei mai mici. Ăștia au aproape o săptămână dintre ei. Ții tu, fetiță. Hai. Uite aici. Am un mieluță. Uite aici o pereche frumoasă. Ce mi-e dragă. Iară mie. Ce vei? Ăsta e verbecuț. Hai tu, fetiță. Hai. Asta e mieluță. Foarte frumos. Cam o săptămână are și asta, deoarece a făcut-o destul de mare. Frumos, frumos tare. Asta e berbecuț. Ține. Berbecuț cu nasul alb. Da. Asta e alu asta. Ține. Mai un pic țițele mai mare pe tot. Am mai dat. Să deie, să sugă. Frumos. Ție, mă. Tata. Văd că toate oile spuse la punct, codite, tot ce trebuie. Nu sunt chiar toate, mai am ceva. Mai ai și... Mai am câteva de făcut. Aici așa iară, iau. Oricum, în primul rând vreau să te felicit pentru Săivan. Bă, de-a dreptul, lucru foarte fain aici. Serios, n-am cuvinte, foarte frumos. Aici mai este care lucrurile. Asta e. Ții tu. Ții, tati. Asta e micuț, așa ar fost iară de 2 ori. Mai micuț. Cresc ei acum, dacă au rămas singuri acum pe oaie, cresc ei, își dau drumul, sunt frumoși. Nu-s mici. Numai ei. Păi mai ies, că uite, mai ies care îți da de fătacă, numai din februarie au început să dea să fete. Ție, mă, banditul, ție. Ăla iară-i berbecuț. Hai aici. Urmă din coasă. Aici ajungem la seria mare. La mai mare, da. Mai măriciciu, mai măriciciu un pic. Februarie încolo. După 1 februarie. Au început să dea să fete. Deci numai din februarie au început să-ți fete toate, da. Mare pas. Cele multe se au fătat de prin cam 10. Ori început să fete mai multe. Și plus ce mai dau de mai am încă afară aici. După urmă o să trag aici un pic de asta, cum să scoți. Da, da.
Am înțeles că ai și ceva mieluțe, dacă e cineva, o să le scoatem afară. Am ceva. O să le... Da, da, da. O să le scoatem și, și pe acele afară, pentru că are Daniel și ceva, ceva de, de vânzare, dacă e... sunteți din, dintre dumneavoastră interesați. În localitatea Ostrov, după cum v-am spus, județul Hunedoara. O să las și, și numărul de telefon al lui Daniel în descrierea videoclipului și puteți lua legătura direct cu el să, să, vă, dea, să vă dea mai multe detalii. Aici ai văzut la școala să intre. Da, aici intră, mănâncă doar ei și după aceea... Exact, după aceea ies afară și sunt foarte frumos. Foarte frumos aici au școlicica lor de... Cuminți! Cuminți, ia uitați ce frumos! Mâncăric aici non-stop, în permanență. Au, au mâncare aici. Foarte fain! Păi acum se mai sperie și ei, da. Ia uitați ce frumos este. Foarte, foarte fain. Ia uitați. Stai, berbecuț sau mială? Astea toate... Mieluțe. Mieluțe. Ia uitați aici. Ce frumos, frumos e mieluța asta. Foarte frumos. Amândouă sunt frumoase, mi-a spus. O să las pe, pe Daniel să-i, să-i scoată afară tot ce, are, tot ce are disponibil. Și după aia îi, îi filmăm și povestim atunci după ce reușește să-i scoată pe toți. Una și una. N-avem ce să discutăm. Ia uitați, toate zbreze, toate... Frumoase tare. No comment. Cam ce efectiv ai aici, fătate? Câte? Aici... 100. Ai 100. Is. Is. Is 100 plus și mai am afară. Mergem și la cele de afară. Pe care, pe care le mai ai de fătat. Ia uitați-le. Scos aici Daniel niște mieluțe. Numai una și una. Toate breze. Când intri în partea cealaltă să-i prinzi, ei se bagă din coace. Ia-i! Da! Hai-mă un pic, bă, să primi în ele, bă! Că și... Și fratele lui Daniel aici. Pentru că de unul singur e destul de greu, mai ales când... Deci aici au scos Daniel în jur de vreo 25 de mieluțe, toate de prăsâlă, cum se zice, de ținut. Dacă, dacă-i,
e cineva interesat. Vreau să scot și pe asta. Da? Ție, tata. Deci... Și mai ies între ele. Acum exact. Mare parte ce am scos dintre... Ele, ăștia ce-s boiți cu... Ăștia ce-s boiți cu roșu, ăștia-s berbecuți. Dacă ei se placă la cineva. Exact. Și care nu-s boite, toate-s mieluțe. Da, sunt undeva la vreo 3, 5, vreo 6 berbecuți, restul toate-s mieluțe. Aici toți sunt breji. Deci ăștia toți sunt de ținut. Și dacă îi să placă cuiva, v-am spus, o să las și numărul de telefon în descrierea videoclipului și, bineînțeles, să luați legătura aia prin care să ce ajunge. Mieluță foarte. Foarte multe faine. Nici nu prea știi pe care să-i filmezi. Toți îți vrești. Toți îți din mame bune. No. Foarte frumos. Acum a scos și o mare parte. Nu mai ies și printre, dar e prins foarte greu. Exact. Ia priviți ce e aici. Deci ăștia toți... Cruz alțau exact. 3 săptămâni, alțau o lună. Acum o să mă repet un pic, însă ăștia toți sunt disponibili. Majoritatea zmiale, doar cei boiți cu roșu îs berbecuți. Mai ies și înăuntru. Mai ies și înăuntru. Deci cine își dorește, uitați. Luați legătura cu Daniel și el vă poate da mai multe detalii. Frumos tare, când îi vezi așa la grămadă, parcă mă bate gândul să plec și eu cu o mială de asta acasă. Frumos, ia uitați. Uite, asta exact așa și mama, să numai un pic de deare. Pitica mică. Sunt majoritatea, sunt dintre ei. Sunt foarte frumos. Aia mai mici acolo pe bord să lasă. Aia are berbecuț. Stau un berbecuț aici. Nu-l mai băga aici. Lasă. Fie pe tata. Ia uitați. Așa mi are una, asta de la are de la breaza, am de la aia cu nasul alb, iară, eu aia are tot berbecuța am frumos, așa cu nasul alb, părescu-s bine, cum am avut numai miuri. O reșit, ai marfă bună aici, n-avem ce să... Să fie să iasă, uite, mă duce frate. Acum nu o să poată să fie chiar toți, da, ăla e unul și unul, ăla e... Oricum, e frumos tare. Hai că îl filmăm, asta îmi place, asta are lui. Da, asta are și un berbecuț. Asta are două zile. Ții, mă! Uitați. Ții, mă! Asta e la mumă sana, că poți să mă rești ca aia cum asfalt de acolo. Acum dăm un zoom pe dânsa. Dar nu se uită exact, acum nu se uită. Stai, mă, pe că duce un pic de ele. La ea. Acum s-a întors. Se vede. Ai mama lui asta. Deci asta e mama lui. Cu asta uite la breaza. Frumos, da. Să ai noroc de ei. Și acolo iară mai am un berbecuț iară frumos. El are de trădan de la breaza aia, la altă de acolo. Breaza aia pe negru de mistrămioară. Ah, exact. Daniel, ia și berbecuțul la strămioară. Mai ați dat în scuze acum, mai am acum vreo două săptămâni să mai... Mai am o tură ce trebuie să mai fete dintre... Mergem și afară la ele de afară. Dintre ele. Și facem și la ele afară. Ia uitați. Nu mai trebuie, nu mă ridică-l, că să-l prindem de aici. Ia uitați. Iară de acolo. Berbecuț. Frumos. Frumos. Gata, o să-l la jos. Și mama să-l... Și mama lui se vede, oaie faină. Frumoasă și aici... Prichindei, grădinița are. Îți ceva meluță și plus ce mai ies printre ele, dar văzut că e prins greu. Deci ăștia toți sunt de ținut. Toți sunt breji. Mă repet încă o dată. Majoritatea meluțe. Mie ce-mi place are berbecuț, ori fost ăia de acolo și ăsta de aici are. Are, hai la tata. Da. Asta a ieșit, are și poziție. Ăsta acum în 4 are
are lumină, e de la mioară. E de la o mioară, dar are coadă, are picioare, are... E frumos, tare. Chiar... Foarte frumos, ia uite frumos, ce zbor de frumos. Dă să meargă tot așa... Se face ce trebuie pe la... Puternic, da, păi se vede și la coadă, că duce coada după el. Coada până pe mine. Foarte fain. Foarte frumos toți. N-am ceva ce mai ieși bucăle, dar mai ieși breză și înăuntru, dacă e cineva interesat. Exact. Să pot vedea la fața lor. O să las oricum și Facebook-ul tău. O să-l pun pe video și Facebook-ul. După cum puteți vedea și pe aici, mai sunt breși. Nu, s-a putut Daniel să-i scoată chiar pe toți, pentru că... Vedeți și dumneavoastră, aici ai... E și mare spațiu, sunt multe, nu ai cum să-i poți scoate exact. chiar pe toți. Ia. Are faina asta de aici. Asta pe ăla. Frumos, tare. Și pun aia la altă, iară. Soața lua asta, iară. Hai tu! Foarte fain. Asta îmi place mie de tare, e grozav. E grozavă. Miala asta e grozavă. Mama ei, iar n-am oprit. Anul trecut am vândut. Nu. Lasă că... Nu se pune problema. Hai, cea? Aia e grozavă, miala aia. Ce fuge, nici cum nu. Nu vrea nici cum. Gata. Asta e grozavă, mi-a luat asta. E grozavă. Și coarne. Bă, am berbecul ăla, miorul ăla. E reșit puternic. Oricum îți bun e. Am în două. Și asta și pe alaltă țarică și miorul ăla. M-a sfârșit un pic, am mai trecat cu o țire pe ăla, da. Ia uitați. Țicate. Da. Miele disponibile. Miele breze. Frumoase. O să vedeți și pe tata lor, filmăm și miorul un pic. Asta e faină, grozav. Vrei să te duc la ușor tu? Doar două, trei, așa nu dau. Cine vrea să e, de exemplu, mai multe de la... Da, normal, categoric. 20 în sus, atunci da. Bineînțeles. Dacă e să vină să-și aleagă, așa doar o pereche, două, trei, n-are rost să mi le... Păi da, normal. De formă, de frumoasă, sunt frumoasă toate, știi, îți pare rău de... Dar măcar și bă, când le dai, ori le dai... Păi da, normal, nu... păi... Măcar dacă, dai, știi cum se zice, dacă te murdărești pe mâini, măcar să o faci cum trebuie, exact, știi? Exact. Corect. Uite, și asta iară, iară frumos, are corp. Ia, ție tu, fetiță. Super, super. Frumoasă, majoritatea, zbuni, zbuni, super, super, super fain. Au toate, chiar toate, mă uitai așa, toate au coadă, au și poziție frumoasă. Mai care mi-a scos și mi-a intrat înapoi. Da, păi mai intră acum, că n-avem ce să... Cam astea se de aici dinăuntru. V-am spus încă o dată, mă repet, dacă cineva dorește... Și sunt pe... îs pe negru, nu-s pe... Da, toate sunt pe negru, se vede. Țită. Ia uitați-vă. Da. Da, vor scos și ăla. Vreau bine de tot. Și asta iară îmi place. Ea mai crudă iară. Da. Se vede și la cap. Are și cap frumos asta. Frumos. Vezi, ceva meluță, vezi frumos, cine vedea și vrea să... Ți-am spus, oricum las Facebook-ul, las și numărul tău în descrierea videoclipului și luați legătura cu Daniel, eu zic că merită. Și pentru cine vrea să țină un lucru frumos și de calitate acasă, exact. Eu zic că merită. Acum nu o să putem să-i luăm pe fiecare pe rând, oricum o să... durează destul de mult videoclipul, dar eu zic că merită să vă uitați. Uite aici are, am un berbecuș puternic, pe care nu l-am scos. Hai bine. Curat. Uite la acolo. Da, alb complet. Ia uitați-vă. Da, hai bine. Sărit. Breaz și ăsta.
Uite cu față, să vezi. Atât am de drag și de ăla. E frumos, tare. Deci n-ai ce să-i dai, să-i bagi de... să-i bagi de bine. Gata, a ieșit afară. Lasă-l, că-l văd, îl văd, gata, gata, gata. Lasă-l, că se vede. Când se întoarce, amândoi ăia acolo, amândoi ori prins poziție. Frumos, tare. Și ăsta, și ăsta. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Are. Ce trebuie. Ieșim și, și un pic afară, să vedem și pe cele de afară. Hai că aici are Daniel și căței, câinii de fapt, după cum puteți observa, după cum puteți observa, numai ciobănești românești de Bucovina. S-a apucat și măgarul. Are și măgar și... Asta e puternic, asta e puternic. Da, fain că... Câți ani are masculul? Asta era, a rămas și aici, de la cu tine. Asta și cu ăsta, dar acum au 2 ani. 2 ani? Asta e puternic, tare. Frumos câine. Foarte fain. Hai, uitați aici și, și de întors. Dar bun, mă, la ursă-s bun. Nu și intră la ursă. Se bagă la ursă? Da, bun, cu mine am avut. N-ai avut ceva probleme, a venit? Da, la mine fiecare an vine. Serios? 4 ani. Dacă n-am câini bun de ursă ăla, n-ai ce să cauți. Lasă că povestim o dată și de întâmplări din astea ciobănești. Haideți că am ieșit și afară. Aici avem și eu o surpriză. Surprize, surprize. Uitați ce frumos e oaia asta. Hai să dau un cadru pe ea, că e mândră grozava asta. Ce poziție are. Aici... Uite, avem doi. Avem doi. Avem doi. Am în doi breji. Oh, super. Asta e meluță. Meluță. Am prins iarăși o fătare din asta așa în direct. În direct. Asta meluță și asta. Două meluțe. Are balta pește. Nu. Ia uitați-le ce frumos e. Super. Super, super. Foarte faine. Țitu. Țitu. Și-a și mămica lor lângă. Ce frumoase, mă. Și ce ură duce, vezi când sunt doi, unul mai mare, unul mai mic. Unul mai mare, unul mai mic. Dar păi n-are ce. Fetiță. Fain. Două fetițe. No, și cum o reșit din niuri, mă reșit treabă. O dat, fain. Bună. Păi da, cum? Să și văd, sunt frumoase, grozav. Țitul, da. Păi da, foarte faine, foarte, foarte, foarte faine. Da. Aici, astea-s de fătat, toate pe care le ai aici sunt de fătat. Mai vreo două săptămâni mai am să mi-am fat vreo 30 și restul mai am câteva le-am fat mai târziu. Iar aici, au fost și mai m-au rămas ceva mieluțe ce au fost mai... Da, mai târzii și... Mai târzii și berbeci. Berbeci. Vezi alea cu nasurile albe ce au ieșit din ăla. Pică. Și ăla că tu-ți dat nici bun. Frumos. Ăsta și-o sfătați acum ce seamănă, uite pe ăsta. Da. Exact. Exact. Foarte fain.
plus. Ăla de aici ăsta lumea acum. Celălalt are noapte și cu nasul alb. Cam din trei, dacă îi... Trei, ia spune la vânzare. Deci avea și trei disponibili. Da, da. Aia ce-a fost neala, aia ce-a fost ăla de aici un pic cu roșu. Da. Nasul ăsta de aici. Stai să dăm un zoom pe el. Ce are cornul, trebuie să-l trag un pic, da. Asta ce-i. Așa, deci ăsta... Ia la tata, hai. Ăla de acolo. Ultimul? Ăla, da, primul din dreapta. Așa. Ăla de acolo și ăsta de aici. Da, 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 gata, s-a văzut. Lasă că-l văd eu și mă duc eu direct acum după el, nu-l mai alerga. Se vede. Are tot învârțit. Da, l-am văzut. E acolo în spate acum undeva. Nu se mai vede acum. Ce noapte nu l-a cunat cu altul? Dacă e ăsta cu ăla. Bun. Ăla de acolo, vezi ăla? Da, 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 da. Primul cum ar veni. Da. Ăsta de aici. Da. Bun. Cam atât. Dar i-au pus la... Ia avem produsul din, din ei. Foarte fain, i-au dat foarte bine, i-au transmis foarte bine berbecii. Acum mai am dintre ele în partea asta la altă. Și mai ies care dintre ele, ce mai ies de afătase. Mai am ceva așteptări și de la astea. Păi da. Mă mai durează un pic. Ia băie că... Na. Da, bineînțeles. Am fapt un pic mai, mai târziu. Dar să fie sănătos, frumos că ies. Corect. Asta e cel mai important. Până data viitoare, Daniel, îți mulțumesc că ne-ai prezentat ferma, Saivanul, animalele. Ca de fiecare dată o plăcere să, să vin aici la tine, la, la Ostrov. Și pentru voi, până data viitoare, vă salutăm, vă respectăm și toate cele bune. Sănătate și numai bine. Doamne ajută!